Salut, bine v-am găsit la un nou joc pe canal, sunt aici împreună cu pisica. Bună! Și astăzi ne jucăm Hello Neighbor, varianta multiplayer. Da, în sfârșit avem acces la acest joc, se numește Secret Neighbor, adică vecinul secret. Și nu vine să cred că zic asta, dar în sfârșit e aici. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vreți să mai facem și alte episoade cu jocul ăsta. O să dau aici pe Custom Game, îi dau pe Create Game. Hai să zicem la server test 69, ceva de genul ăsta. Și la parolă o să zicem pisica max, uite așa, ca să, okay. Ca să fie simplu, ca să poți să intri. Ia uite, pe mine m-a băgat aici, player 102, nu putem să ne schimbăm numele încă, dar putem să ne alegem să fim niște copii în casa vecinului. Și eu am să-mi aleg ceva de genul, bine, o fetiță, vreau să fiu băiat. Uite, eu am să fiu, hai mă, dă-mă băiat, uite, stau să fiu eu. Așa. Care-i treaba? În episodul de azi o să mai vină încă doi prieteni, o să mai vină Drago și cu Remus, cred că îi știți de pe vremea când făceam GTA Relive. Ei participau atunci foarte mult la episoadele noastre de roleplay, dar în episodul de azi vom fi patru copii, iar unul dintre ei va fi vecinul. Noi nu știm care dintre noi e vecinul. Ceilalți copii trebuie să găsească cheile de la ușa de la basement ca să scape, iar unul dintre ei, vecinul, trebuie să se transforme în vecin random. Să prindă să copii, da, să ne oprească, dar fără să ne dăm seama ceilalți. Adică da, să ne răpească câte unul, câte unul, știi? Ba nu, tu ești vecinul, ba nu, eu sunt. Știți cum era disit? Știți cum era disit? Exact la fel e. Numai că aici nu, nu sunt mai mulți infectați, e unul singur. Adică vecinul, cum ar veni. Da, nu știu, hai să strângem noi peste 10.000 de like-uri dacă vă place și dacă văd că vă place, vom mai face episoade. Nu avem foarte mult acces, cred că avem o zi acces la jocul ăsta, așa că o să încerc să filmez mai multe episoade dacă e, să vedem. Să văd și răspunsul vostru dacă vă place. Dă-i acolo pe ready și vom porni la drum și cu ceilalți băieți. Ok, vreau să știu care dintre voi este vecinul. Hmm? Ce te-ar face să crezi că o să spun? Eu cred că tu ești vecinul. Vecinul. Cum de ce? De ce să? Eu cred că Remus este vecinul, nu Dragoș. Dragoș, uite, are o față inocentă. Ia uitați-vă la fața lui Dragoș. Păi și fața mea ce are? Arată-te parcă doare no. Burta, are niște crampe. Au. No, eu cred că Remus e vecinul. Uite-te cum stă. Uite, e fața așa de mecheraș. Da, da, pisica de ce n-ar fi? Uite-te la ea, e fetiță, e mai inocentă decât eu mine, cred. Eu seamăn cu Dragoș, uite, noi doi suntem frațioși. Suntem inocenți. Ok, hai să căutăm cheile și să scăpăm de aici. Oricine ar fi vecinul, nu știm. Hai. Ok. Deci trebuie să căutăm cheile. Dacă găsiți ceva să ziceți, dați mai departe. Mamă, câte lacăte sunt! Bă, sunt alte lacăte de fiecare dată sau ce? Nu știu. Ia, poți dau în capul cuiva cu asta? Ai grijă, okay. Să nu dai în capul meu. Mi-ai rănit sentimentele. Ah, nu! Am dat în droa. Bă, ce ciudat se vede. Ok, hai să mergem să căutăm cheile. Cine vei cu mine? Nu știu. Hai că vin eu cu tine, na. Hai să vedem dacă găsim ceva chei pe aici. Hai să căutăm și noi cheile, eu sunt... E mișto că se aude, dacă sunteți la mai depărtare, se aude mai la depărtare vocea, știi, a făcut așa special. E mișto chestia asta. Ha, eu vorbeam singur, mersi. Nu e nimeni lângă mine, vorbeam singur. Ok, trebuie să vedem dacă găsim... bine, eu acum n-am să vorbesc cu ei, știi, vorbesc cu voi, cei care vă uitați la videoclip. Eu acum sunt vecinul, știi. Ai găsit ok? Da. Uite. Hai, ia arată-mi. Aoleu. Eu sunt de fapt vecinul. Hei. Salutare. Ok. Nu te simți ofensat că am această rangă? Trebuie să mă transform în vecin? Acum sunt vecinul? Nu știu ce să zic, dar... Da, da, acum sunt vecinul. Am văzut bine sau nu. Da, am okay. Impresia că un băiat cu tricou negru. Oh, uite, îi văd prin pereți. Nu știu cum să zic. Close. Le-am închis ușa. E Milar cu două fețe? Salut! Ce? Uite! Ah, m-a transformat în vecin și mă surprind. Aaa, ah, vin după tine. Ia. Ia uite ce fug, ia uite ce fug. Pe cine prindem noi azi? Pe cine prindem noi azi? Vino încoace. Ok, mă transform înapoi acum. Aoleu. Ce?
ce? Ce e vecinul? Ai grijă. Bă, aveți grijă că e vecinul. Aveți grijă că e vecinul. Oh, da. Bă, aveți grijă, aveți grijă, e vecinul pe aici. Bă, eu cred că Max e vecinul, nu știu de ce. Bă, aveți grijă că mă fugărește, m-a fugărit toată tot drumul. Cred că ne prăjește, nu de alta. Hai. Bă, m-a fugărit tot drumul vecinul. Și pe mine. Hai, vino cu aici, vino cu aici să te ajut. Ne băgăm în baie? Hai, vino după mine, că am eu o idee. Uite, aici este garajul. Hai să vedem. Eu cred că nu o să ne găsească aici. Ia, fii atent. Oh, nu. M-am aruncat în gura lupului. Aaaa, vino cu aici. Vino cu aici, vino cu aici. Nu. Fugit, vine. Aaaa, l-am prins. Oh, nu. Aha, al meu ești. Al meu ești. Ajutor, vă rog frumos. Missing. Ok, gata, m-am transformat înapoi. Să vedem unde sunt. Ok, e acolo. Putem să le închidem niște uși. Închidem și pe aia. Le închid toate ușile, știi? Le fac capcane. Ok, deci am încă doi să omor. Bă, aveți grijă că Dragoș e vecinul. Bă, vedeți că Dragoș e vecinul, mă auziți? Am găsit. Vedeți că Dragoș e vecinul, da? Hai să ne strecurăm, nu știu cum să facem, să mergem să... Știi ce cred eu. Vedeți că Dragoș e vecinul. M-a fugărit până aici, s-a transformat cred în fața Max mea. Nu e Max vecinul. Unde-s mă ăștia? E sigur? Dai că nu hai știu. Să ne luăm ceva și să ne apărăm, să avem în mână. Ok. Unde s-au dus, că nu-i văd? Hai să fim aproape unul de celălalt. Mă, vedeți că Dragoș e vecinul. Okay. Da? Da, aveți grijă că m-a fugărit tot drumul, nu știu unde e. Ok, hai, pisica, vino. Voi unde sunteți? Știi ce e ciudat, pisica? Aveți grijă că e vecinul, vecinul pe aici. Da, e vecinul pe aici, aveți grijă. Da? Max, tu cum ai scăpat? Bine, uite-te în spate, că e vecinul. Oh, unde e? Tău. Unde e, mă? Nu e. Bă, tu ești vecinul sau... Haide, Dragoș era. Ce aveți, oh, mă? Hell no. Ce, mă? De ce mi-ai dat acolo în cap? Bă, nu sunt eu vecinul. Repede, frățioare. Nu sunt eu vecinul. Bă, ce ai, mă? Ok, poți să stai departe. De ce să stau de... Bă, de ce să stau de... Bă, nu sunt eu vecinul. De ce credeai că sunt eu vecinul? Aha. Poți să-ți dau și eu. De ce fugiți de mine? Pentru că nu sunt eu vecinul. Ok, dar de ce mă urmărești? Păi vreau și eu să vin cu voi, să vă ajut. E sigur? Ce vrea, Alinin? Da. Deci vedeți, din punctul ăsta de vedere, jocul e foarte mult asemănător cu Deceit. Dar e foarte tare, frate. Deci nu uitați să dați acolo multe, multe like-uri dacă mai vreți episoade. Vino încoace, am găsit o cheie, hai să ți-o dau. Lasă, ia-o tu, n-am nevoie. Hai să-ți dau cheia asta, vino încoace. N-am nevoie. Vezi că e Dragoș aici undeva în zonă. Ok. Ok, închidem ușa aia. Să vedem, pot să mă duc pe aici oare? Pare, da. Ok, ne strecurăm pe aici. Închid poarta aia ca să nu mai poată să treacă pe acolo. Foarte multă strategie ca vecin, știi? Și trebuie să ai grijă să nu te vadă cu radarul în mână. Pentru că dacă te vede cu radarul în mână, clar ești vecinul, logic. Știi, dar... Opa. Șurel. Ia să vedem. Ok, deci ies acolo. Să le deschid ușile astea. Rochie sau ceva, n-am da, și ce ciudat că Max ne tot întreabă unde suntem, n-am. Da, exact, da. E, pisica, s-au închis porțile, ce s-a întâmplat? What the fuck? Ai de acolo? Da. Zici cu vedenii? Ia. E sigură? Ia. O fracțiune de secundă s-au ridicat. Da. Mamă, ce mi-i trolez. Ok, trebuie să ajungem la ei. Fiți atenți. Pe unde? Oh!
Fii atent, avem pe cineva aici. Salut, Max! Aha! Aaaa! Mi-a dat un ac! Recipe! Bă, mi-a dat un acop! Aha! Nu încoace. Stai cu minte! Aha! Vino încoace. Hai, Remus, că n-am nimic să te ajut. Aaaa, vine vecinul pe voi! Vine vecinul după voi! Vine vecinul... Bă, unde credeți că fugiți, a? Unde credeți că fugiți? Vecine! Gata! Nu! Bodo! Nu! Aha, și tu! Gata, s-a zis vecine! Cu voi! S-a zis cu voi! Pa, pa, no, vecine! No, vecinele! Maxi, finete! Neighbor victory! GG! Oh my god, cum a fost asta! Doamne ferește. Și cam atât a fost cu episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade cu Secret Neighbor, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!